Sala de ședințe și festivități a Agenției Județene de Ocupare și Formare a Muncii Giurgiu a devenit neîncăpătoare ieri la aniversarea a 15 ani de existență și activitate a instituției giurgiuvene. Alături de funcționarii publici din cadrul agenției s-au aflat șefi de instituții giurgiuvene care relaționează cu funcționarii agenției. La 15 ani de activitate a Agenției Județene de Ocupare și Formare a Muncii, este firesc ca această instituție să relaționeze cu Casa Județeană de Pensii. În acest sens am să vă rog să punctați câteva dintre manierele la care s-a lucrat între cele două instituții. Da, ținând cont că cele două instituții fac parte din grupul de instituții al Ministerului Muncii, țin să le mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Întotdeauna am găsit înțelegere și am reușit să rezolvăm problemele delicate apărute în activitatea noastră. Ofițerul de presă al AJOFM Giurgiu, Nicoleta Goleanu, a dat citire comunicatului primit din partea șefului Agenției Naționale de Ocupare și Formare a Muncii, Cristiana Barb. S-au subliniat cu acest prilej manierele găsite pentru rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat agențiile județene, s-au subliniat acțiunile de modernizare a serviciilor și s-au evidențiat posibilitățile accesării fondurilor europene necesare activităților de reconversie profesională. În finalul comunicatului, AJOFM Giurgiu a primit felicitările și urările de la mulți ani din partea Cristianei Barbu. Un moment inedit al întâlnirii de ieri a fost constituit de prezența la întâlnire a primului director al Agenției Județene de Ocupare și Formare a Muncii Giurgiu, George Dobrean. Acesta a amintit celor 36 de angajați câteva din primele greutăți survenite în activitatea de început a agenției, aniversate. La început, întotdeauna a fost mai greu, era o perioadă foarte grea în județ. Aveau loc marile restructurări din întreprinderi, se desfințase combinatul chimic, IMUG, Dumerana, fabrica de zahăr. Șomajul atinsese o cifră foarte mare, în jur de 17.000 de oameni. Răspunderea era tot la fel de mare, nu numai plata ajutorului de șomaj, dar și a plăților compensatorii. În drum spre capitală, deputatul PSD Nicolae Florian și-a rezervat câteva minute pentru a fi aproape de funcționarii instituției care au aniversat tot atâția ani cât s-au adunat în activitatea sa și Agenția Națională de Ocupare și Formare a Muncii. Am venit în primul rând să le urez la mulți ani, să aibă grijă de forța de muncă din județul Giurgiu, să manifeste același profesionalism în continuare și grijă față de giurgiuveni, să le spun că le mulțumesc pentru toată activitatea depusă până în prezent și pentru buna colaborare, atât în calitatea mea de ordonator principal de credite la o instituție publică, cât și din calitatea de om de afaceri și acum mai nou de deputat. Cu prilejul aniversării de ieri, actualul director al AJOFM Giurgiu, Adrian Iorga, a subliniat că în cei 15 ani de existență, Agenția Județeană de Ocupare și Formare a Muncii Giurgiu s-a clasat de 5 ori la rând pe primul loc în topul agențiilor din țară.